în prisma apropierii sărbătorilor de iarnă. Și aici aș face o paranteză. Țin să mulțumesc consilierilor locali care mi-au sprijinit un proiect de suflet. Eram copil și poate nu aveam o ciocolată de sărbători. Și am spus că un lucru enorm de benefic ar fi ca pentru fiecare copil din Buravăie să dăm de Sfântul Nicolae un pachetel. Acest proiect a fost aprobat de către consilierii din Consiliul Local al Consiliului Local și s-a concretizat de Sfântul Nicolae în pachetele duse tuturor copiilor din comună. Și sincer vă spun, cu emoție chiar, am fost plăcut impresionat la bucuria acelor mici copii care poate acasă nu aveau posibilitatea să aibă accesul la o portocală, o banană sau o pungă de chipsuri sau pufulet. Pentru sărbătorile de iarnă avem programați, avem programate sumele de bani necesare pentru primirea după tradiții a colindătorilor, a cailor, caprelor și a tuturor celor copii, adulți, maturi, care binevoiesc să păstreze tradiția și să ne viziteze la căminul cultural. Toate serile de Crăciun avem aprobare din partea Consiliului Local, inclusiv seara de Sfântul Vasile, pe data de 1, avem o formație care va susține un program cultural în așa fel încât, măcar la trecerea între ani, cetățenii comunei Buravăi, cu toți copiii plecați în străinătate, care de obicei de sărbători se reîntorc în sânul familiei, se întorc în comună pentru a petrece sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, avem deci aceste activități aprobate și am făcut demersurile necesare, am încheiat contractul cu formația care va ține acel program pentru aceste seri. Sper ca anul care vine Dumnezeu să-și mențină fața către noi și să ne ajute să ne îndeplinim proiectele propuse. Sper din toată inima ca pe mandatul meu, în urma mea, oamenii să spună măcar atât. A fost într-adevăr un om harnic, a fost un om cu bun simț, care și-a iubit comuna și oamenii din comuna lui. Ce pot să vă spun, dragii mei cetățeni, decât că vă doresc tot binele din lume. Dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, vă doresc un an mai bun. Vă doresc împlinirea viselor și speranțelor dumneavoastră. Și tot mai cred că speranța moare ultima. Eu, din toată inima, vă doresc un an mai bun, la mulți ani, 2016. Cu multă dragoste al dumneavoastră primar, Valerică Mihalcea.